Următoarea întrebare. Această întrebare s-a mai discutat parcă, nu știu dacă am făcut și un video. Căsătoria dintre o femeie musulmancă și un creștin este interzisă? Doamne, e o temă care într-adevăr revine mereu pentru că trebuie discutată. Și mereu să aruncă, mereu să aruncă într-o ceață această temă, pentru că puțini au curajul să facă afirmațiile reale. Deci, realmente, doamnă, nu există nici o referință coranică de interdicție a unei astfel de căsătorii. Există fatwa, verdicte, date de unii imam sau grupuri de imam care spun că este interzis. De ce? Pentru că ei consideră că femeia fiind slabă va renunța la islam și va trece la creștinism sau iudaism. Eu pot să vă spun, ca de obicei, ceea ce spune Coranul. Capitolul 5, versetul 5. Astăzi, toate cele bune vă sunt îngăduite vouă. Mâncarea celor cărora le-a fost dată cartea vă este îngăduită vouă, după cum și mâncarea voastră le este îngăduită lor. Vă este îngăduit să luați ca soții femei credincioase și cinstite, precum și femei cinstite dintr-un popor căruia cartea i-a fost dată înaintea voastră, dacă le-ați dat dota ca niște bărbați cinstiți și nu ca niște desfrânați, ori luători de țiitoare. Deșarte vor fi faptele oricui se leapădă de credință, iar în viața de apoi va fi printre cei pierduți. Aici Dumnezeu ne spune în felul următor: vă este îngăduit să vă luați ca soții femei credincioase și cinstite, precum și femei cinstite dintr-un popor căruia cartea a fost dată înaintea voastră. Aici vorbim de oamenii cărții, care înseamnă iudeii și creștinii. În capitolul 2, versetul 222, 221, pardon, Dumnezeu ne spune: nu vă luați neveste închinătoare la idoli până ce ele nu cred. O roabă credincioasă este mai bună decât o închinătoare la idoli, chiar dacă vă place de aceasta. Poate să fie o închinătoare frumoasă. Nu vă dați fetele de neveste închinătorilor la idoli, până ce ei nu cred. Un rob credincios este mai bun decât un închinător la idoli, chiar dacă vă place de acesta. Aceștia sunt cei care vă cheamă la foc. Dumnezeu vă cheamă cu îngăduința sa în rai și la iertare. Așa lămurește El, adică Dumnezeu, oamenilor semnele sale. Poate își vor aminti, îmi cer scuze, că am căscat. Sunt un căscat. Deci, în cele două versete, în primul care vi l-am citit, capitolul 5, versetul 5, Dumnezeu permite căsătoria cu femeile oamenilor cărții. În capitolul 2, versetul 221, Dumnezeu interzice căsătoria unui bărbat musulman cu o femeie idolatră, nu creștină, precum interzice căsătoria unei femei musulmane cu un bărbat idolatru. Idolatrii și referirea acestui verset 221 din capitolul Vaca se face pentru a opri
sau a interzice căsătoria între musulmanii din Medina cu cunoștințele, prietenii, cu cei care cunoșteau de viață din Mecca, care erau idolatri și erau arabi din aceleași familii, pentru că primii musulmani au fost de acolo, s-au rupt dintre idolatri, au renunțat la idolatrie. Iar Dumnezeu, când profetul pace asupra lui a ajuns în Medina, în siguranță, acolo a început să fie revelată sura 2, sura Vaca, capitolul 2. Iar acest verset pur și simplu interzice orice fel de căsătorie între musulmani și idolatri. De aceea, repet, în Coran vă spun, nu există o interdicție de căsătorie între o musulmană și un creștin sau un iudeu. Mai vine câte o doamnă înfierbântată puternic de adevărul credinței și uită că a fost 30 de ani creștină și o tras-o și pe stânga și pe dreapta cruciulița și spune dintr-o dată, dintr-o dragoste musulmană, creștinii sunt idolatri. Vă rog frumos să mă înțelegeți că aceste personaje habar nu au ce este creștinismul și încă n-au aflat ce este islamul. Deci interdicția nu există. Că unii își dau cu părerea, că alții chiar cred ce își dau unii cu părerea, asta știți cum spune vecinul nostru, fiecare trăiește cum își taie capul.